ziua tuturor! Bună ziua, Elena Dinescu! Bună, Carmen! Bine v-am regăsit! Numele meu este Carmen și Dudu, lângă. Și ne revedem astăzi pentru un nou ciclu investigativ, cel 179, cum ar spune caietul meu, protocolul numărul 1. Cu cele două părți, partea 1, întrebări prestabilite, nu avem voie să intervenim, și partea numărul 2, cea explorativă liberă, în care vom analiza și reanaliza răspunsurile pe care Elena le va avea în prima parte. Elena, fată cu minte, nu cunoaște tema pe care o vom aborda astăzi, și cu toate că cred că am minimul la ghicit-o, o să vezi de ce, și te rog să te pregătești pentru transa hipnotică. Bănuiesc că o să fie scurtă, vrei cum vrei. Scurtă cu sugestii că intru în profunzime. Bun, scurtă cu sugestii. Bun, facem 3 respirații. Voi număra de sus în jos, de la 5 la 1. Și în timp ce număr, tu te relaxezi profund. Cinci. Observă-ți respirația. Observa aerul ce intră și iese din plămânii tăi. Și cum abdomenul tău urcă și coboară. Concentrează-te doar pe asta. Elimină progresiv cu fiecare expirație gândurile ce orbitează în mintea ta, astfel încât ea devine progresiv din ce în ce mai puțin. Observă cum cu fiecare inspirație mergi mai profund această stare de relaxare. Doi. Unu. Număr de la 1 la 3, iar la 3 observi cum ia naștere budismul în raport cu planul eteric. 1, 2,
mă văd în principal cum aterizează pe Terra un fel de colonie, o specie de entități umanoide. De pe Sirius, care vor să locuiască și să se populeze aici și au vin cu o cunoaștere, o să spun, ezoterică, cu au un altfel de conștiințe, sunt conștiințe mai mult, acționând ca un grup unitar în timpul de atunci, conectarea în planul metafizic nu s-au deconectat niciodată de unde au plecat, fiind foarte buni mentaliști, pot să definesc așa în cuvintele noastre, deschizând canal de comunicare telepatic de pe Terra, chiar dacă își luaseră formă fizică aici, menținând comunicarea telepatică cu cei de-a lor de pe Sirius, un nivel de conștiință mult mai ridicat la nivelul de atunci, comparativ cu oamenii de pe Terra. Au vrut să aducă în conștiința nu neapărat a noastră, pentru că ei vin ca o comunitate. Nu au venit toți în același timp. Observ că s-au venit în grupuri în timp, iar budismul este un fel de a fi, este un mod de a trăi. O să spun că așa percep aici, din exterior se percepe ca fiind o dogmă de către ceilalți umani, dar ei o manifestă ca un mod de a fi, a ființei tale, într-o manifestare atât fizică cât și metafizică. Poți fi un tu sau un eu, fără să destabilizezi mediul înconjurător. Ei vin cu conștiința de a nu crea, știi, conflicte. De-aia spun că e un nivel de conștiință mai ridicat față de cel al oamenilor de aici, de pe Terra, de rând. Nu știu dacă definesc corect, dar... au... Să împrăștie cumva, dar doar ca și o sferă, nu neapărat cu gândul de a împrăștia informația sau energia aceasta a conștiinței lor pe întreaga planetă. Ei văd ca într-o sferă, într-un ceva închis, ca și energie, doar că se poate avea acces la cultura aceasta de către oricine își dorește să adere la un alt nivel de conștiință, de la ei primat, spuneau, primitiv, la, de la mental la a fi ca existență. Deci e o transcedere. Nu a mai te manifestat doar prin cele șase simțuri ale corpului, ci a fi în sine o energie și a nu disturba absolut nimic într-o comuniune cu mediul înconjurător. Asta înseamnă atât ființe cât și planetă, orice. Este un cult al lor. Așa sunt această comunitate care au venit atunci. Sens budismul observă aici că înseamnă un fel de a fi, a fi în sine. O conștiință observ. Observ altceva? Nu, aici nu.
Observă budismul cu privire la aici și acum. Cum îl percepi sau vizualizezi? Tot într-o singură parte a planetei, tot un fel de unghi închis, nu se amestecă cu restul lumii, chiar dacă sunt prin lume oameni care sunt în acest cult, de la originea asta, dar ei nu se derogă de la ceea ce sunt. În aici și în acum ei trăiesc în a fi, exact în aici și în acum, în prezent. În momentul când mă conectez la ei, nu se percepe trecut, viitor. Se percepe doar cuvântul prezent. Experimentez acum și aici, deci prezentul, în permanență, constant. Observ acești practicanți care practică, să spunem, religia asta, cum e definită aici pe Terra, meditația din acest cult a ajuns la o stare de integrare a corpurilor energetice, inclusiv atât de în corpul fizic. Observ persoanele acelea care își levitează corpul fizic, sunt într-o stază. Ei sunt doar într-un a fi. Cuvântul a fi nu are treabă cu materia, ci doar cu existența și cu ce emani în jurul tău. A menține o vibrație, pot să spun, înaltă, pornind de la vibrația de 600 de Hz, vorbim pe frecvența iubirii pământene, fizice, cum o percep eu că traduc de aici, până la iubirea care trece dincolo de definiție, ca și definiție generică. A fi înseamnă a coexista într-o armonie tu cu tine și totodată cu cei din jurul tău. Asta vor să aduc. Asta este esența budismului. Că s-a mai destructurat, vorbim la nivel de Terra, este altceva. Dar încă se păstrează din această esență. Acești practicanți, care sunt 100 practicanți, trăiesc doar în prezent. Ce percep sau vizualizez cu privire la termenul Buddha? Un om care a trăit pe Terra, văd de la nivelul de copil, care a învățat despre cultura aceasta, care a fost dus la un templu să învețe, care a practicat meditația și deschiderea atât a corpului mental, cât și a corpului energetic, de a transcende nivelurile și dimensiunile energetice până la un punct în care nu mai simți materia. Ei nu înțeleg, nu pot să spun că spuneau, ai parte subliminală și ieși din corp și spui când te înalți, la ce dimensiune ai ajuns. Nu au conceptul acesta, ci ei verbalizează ca și cum se transcede materia în energie și poți să văd toate
corpurile energetice deschise și urcând energetic pe o vibrație. Și atunci, la un nivel mai înalt, văd totul dintr-o altă perspectivă. Asta da. Observ, dar vor să, pe acest Buddha, ce a încercat el să facă prin, e un fel de conștiință, de asta ți-am zis, este o, tot o conștiință în care el este un, a fost un fel de channeling, de transmiterea informațiilor dintr-o conștiință mai mare. Cum noi îl percepem la nivelul de maestru, învățător, că așa s-a spus despre el, de fapt el a făcut un fel de channeling a unei conștiințe, folosindu-se corpul respectiv și l-a folosit, ca să transmită în lume informația. Ok. Dar el este un nou, a fost un om. Decodifică ADN-ul eteric al liniei de sânge arian din care a deschis, a descins, pardon, prințul Gautama Siddhartha, cărui i s-a dat apelativul Buddha sau cel iluminat. Deja când ai spus de ADN eteric, nu e 100 arian. Sunt procente. Uh-huh. În moment, la această persoană în fizic care trăiește în acest corp, avem 3 amestecuri care vin aici. Avem 30% arian cu 30% venusian și cealaltă parte care este, vezi, văd informația, s-a transformat ADN-ul în celelalte procente rămase de siriusian, cum ar veni, datorită, îmi vine, până a venit pe Terra, această conștiință, eu îl văd spirit, eu în prezent e o conștiință. A avut multe alte experiențe în pe unde ți-am zis. Uh-huh. Și s-a transformat ADN-ul acesta eteric. Au rămas ca informații de un, din existențele lui, în afara Terei. Procentual. Dar în momentul când am atins, am avut senzația că mi se transmite, nu asta este important, știi? Uh-huh. În procesul de a fi. Corect și asta, nu este, da? Da, da, ok. Mai percep și altceva aici? Mă depărtez pentru că eu am contact acum cu o conștiință și am atins. Și ne suntem într-un prezent. Mm-hmm. Noi cu el. Înțeles. Ca și cum am avem o comunicare acum. Nu. Da. Bun, mergem mai departe. Cuvântul sanscrit aria sau arian este dificil de tradus, deși este tradus în mod obișnuit ca nobil. Observă-i sensul ezoteric și descrie-l. Mi-a apărut a fi ființă. Mm-hmm. Pentru acest cuvânt nobil care l-ai spus, are o însemnătate deoarece a fi ființă e ca și cum ne raportăm noi la cei cu păr subliminal. Mm-hmm. De-aia se ridică la un nivel de nobil, adică cumva se vrea a transmite, nu toți suntem la fel în aceleași corpuri.
A fi ființă, a fi parte subliminală. Este un nivel la care, din ce observ aici mai mult informația, ar trebui noi cei cu, ar trebui, ghilimele de rigoare, da, să ne raportăm ca a fi nobil care avem păr subliminal. Avem o putere. Da, nu cred că e chiar ok să spunem. Da, doar că spun ce citesc. Bun. Da, e interpretabil. Ăsta este sensul ezoteric? Asta mi-a apărut. Da, bun. A fi ființă. Caută originea rasei ariene. Văd niște ființe blonde, umanoide ca și corp, formă umanoidă, pardon. Același aspect fizic ca și noi, blonzi, înalți, ca și prima existență îi văd în partea nordică, părțările nordice. Pe acolo îi percep că au aterizat prima dată pe Terra. Originea. Să mergem la origini. Mai du-mă un pic, că... Să te duc la origine. La, trăiești la originea rasei ariene. 1, 2, 3. Bine că percep din altă galaxie, mai îndepărtată decât a noastră. Că au călătorit prin găuri negre, ajungând în dimensiunea ele de aici, apropiate, care aceste forme care le au umanoide și le-au au călătorit ca și forme energetice, dar nu sunt de din galaxia noastră. Îmi vine ceva cu îndepărtat. Am văzut cum s-a deschis un portal, se zice gaură de vierme, și au apărut ca și energii și atunci au, când au apărut în galaxia noastră, au preluat informația și și-au făcut o formă, dar foarte rapid, instant, pot să spun. Ca și existență, nu sunt de aici, din galaxia noastră. Îmi vine cuvânt foarte îndepărtat, care nu au, cum să zic, ar trebui să trec și eu prin, să mă duc. Bun. Mergem mai departe. De ce platonismul cu neoplatonismul și cu formele creștinismului caracterizate prin marile ordine cavalerești medievale conțineau urme ale doctrinelor ariene originale? Ce captezi? Urme, îmi vine cuvântul învățături. Pentru că văd acum ce am descris la ADN-ul acela eteric lui, așa zisului Bod, aveți trei specii diferite. Cine, de unde s-a pornit ca și bază a creștinismului, venea informația de la cei de pe Sirius, vezi, originea informației. Asta vorbim cu creștinismul, are legătură. Și cu cei de, mai zis, Platon și platonismul. Neoplatonism. Neoplatonism. Îl percep acum pe Platon, care
Îmi vine cuvântul rasa ariană pură la nivel eteric. Percepția în mine e o inteligență deosebită comparativ cu noi, fără filtrele umane. Un canal direct deschis, venit cu scopuri bine definite. Și de asta vezi, este încrucișarea asta de informație și de la Platon venim rasa ariană și de la creștinism se vine informația din ADN-ul siriusian. Vezi, e un binare. Aceste trei ADN-uri care le-am regăsit în Buddha se regăsesc și în cultul ăsta. Aici doar două. Din ce percep. Doar două. Okay. Se regăsesc ca informație. Și automat informația există întotdeauna în ADN. Și de-aia au ecou în manifestare. Bun. Legenda spune că zeul suprem, Brahma, sau domnul lumii, a venit înaintea lui Buddha și, îngenunchiat, l-a implorat să-și răspândească doctrina. Între ghilimele citesc, să deschidă porțile nemuririi și să permită oamenilor și zeilor să cunoască drumuri către eliberare. La 3, decodifică această legendă. 1, 2. Brahma îmi vine cuvântul că înseamnă respirație profundă, practicarea meditației profunde de deschidere a tuturor centrilor energetici, atât ai corpului fizic, toate chakrele, meridianele, pentru accesarea și deschiderea de portaluri îmi vine către alte universuri, atât paralele, deschiderea minții colective, ne mai trăim neapărat într-o limită că suntem doar noi ăstea, ființele ăstea de aici, materiale în acest corp și că să avem acces, că există și dincolo. Cumva voiau să ne transmită, treceți de bariera asta grosieră a densității, a dimensiunii, că sunteți pe aici singuri și că și dincolo există de planeta respectivă alte ființe, alte entități, alte universuri, alt mod de a fi și să ne deschidem singuri către altceva. Deci, prin respirație și meditație profundă, începi să accepți să te deschizi și auzi, omat, accepti și deschizi și singur portaluri. Cam asta era ideea transmisă. Dar voiai să-mi zici cu... N-am înțeles acolo cu îngenunchierea. Mai repezi, te rog. Legenda spune că zeul suprem, Brahma sau domnul lumii, a venit înaintea lui Buddha și a îngenunchiat, l-a implorat să-și răspândească doctrina, citesc, să deschide porțile nemuririi, închei citatul, și să permită oamenilor și zeilor să cunoască drumul către eliberare. Mie percep un fel de metaforă și totul vorbind în, cum s-ar spune, pilde genul ăsta. No. Nu este, deci dacă transcederea de la omul ăsta material care lucra pământul și ocupația cu animalele și cu totul cu, în această materie ancorat, vin și îngenunchez materia prin a practica această respirație la un nivel profund până la deschiderea ta ca și conștiință umană. Este vorba de tot raportarea la cei care au păr subliminale, nu la celelalte corpuri. Vezi? Să te deschizi, că se
te poți conecta în exterior, nu ești tu cel care ești doar ceea ce mănânci și ceea ce experimentezi în materie. Cam asta înseamnă îngenunchierea materiei. Deci aia mie vine ca o metaforă. Da, este o metaforă, clar. Da. Îngenunchierea materiei din a transcede din în a nu neapărat a avea, a deține, a ceva grosier, la asta se referă el, materia asta, densitatea de aici, prin a respira. A respira și a altă informație a aduce în conștiința de aici, a 3D-ului. Nu, cam asta s-a vrut. Asta a fost ideea de bază. Dar oamenii care au scris exact cuvintele care mi le-ai citat tu, atâta s-a putut la nivelul de atunci a transpune în cuvinte, pentru că atâta era cultura și învățătura. Nu se puteau, nu puteau altfel. Dar și totul a fost practic lăsat așa de a scrie în cuvintele astea numai pentru cei care au nivelul de conștiință să înțeleagă dincolo de cuvinte. Decodifică ADN-ul eteric al zeului suprem Brahma și reconstruiește forma sa originală. Mie mi-apare dragon. Un dragon, un mare, cu aripi întinse, dar apare așa datorită unei conștiințe colective din ce observ. Așa. Care are o culoare, a fost o culoare roșiatică, așa, dar acum percep și alb. Din roșiatic cu acela s-a mai dus. Este cam la nivelul capului, un pic așa pe la aripi pe sus și în rest este alb. Asta îl percep ca și ADN eteric. Bun. Am terminat cu partea fixă. Intervin. Hai să mergem la început. Când vorbești despre această colonie, când mi-ai vorbit despre această colonie umanoidă ce vine de pe Sirius și rămâni conectați metafizic cu acel spațiu. De ce pleacă această colonie? De ce pleacă de pe Sirius? Observă Sirius în acel moment. Ce observ? O stea din apropierea lui Sirius. Sunt mai multe stele pe aici, în care rasa reptiliană începuse să se infiltreze. E un fel de fugă preventivă dinaintea unui pericol iminent. Căutarea unui spațiu care pe atunci era virgin, Terra, să spunem. Spațiu unde s-au localizat ei. Ei au aterizat practic și printr-un magnetism al locului. Da? Când spui magnetism, de ce? Magnetism, adică centru ca energetic. Da? Dar ce anume îi atrage? Ce dă voie acestui magnetism? Locul, îmi vine solul. Energia solului e hrănitoare, pot să spun. Pentru e la fel cu cea de pe Sirius? În procente de 70%, da. Da. Da, aproape. Aproape. Se pot adapta mediului. Dar ei au fugit din fața unui pericol iminent, care a și avut loc, într-adevăr. Ce au preconizat și ce au simțit a fost exact. Bun. Observă venirea lor pe Terra. Ei vin în formă fizică? Mai mult în plan energetic, au trecut, pot să spun, ani terestri, dar percepția lor nu înseamnă ani.
o transformare în vegetal, în mineral, în toate fazele astea. Au trecut prin toate fazele astea de manifestare pentru că ei le conțineau ca și informații și au venit ca și s-au creat ei așa să manifeste. Deci când iau un corp fizic, ei sunt în deplină conștiință, în totală conexiune cu Sirius încă? Tot timpul au avut această conexiune și ca și colonie. Nu s-au divizat. Au vreo legătură aceștia cu rasa ariană? Atunci, cunoștințe, da, nu legături, cunoștințe telepatici, observ, transmiteri telepatice, dar nu interferență. Nu e interferență. Cum vorbești tu cu vecinul de țară? Nu sunt ei rasa ariană. Nu. Bun. Deci această colonie, în momentul în care are un corp uman, sunt în totală conexiune cu Sirius, da? Rămân conectați metafizic, mi-ai spus. Da, pentru că ăștia sunt cei care au venit atunci vorbind de transmiterea informațiilor de budism. Da, exact. Observă Terra în acel moment, când ei au un corp fizic. În ce stadiu este Terra? Conflictual majoritar. Transformare, tot felul, de-abia se începea pe Terra, pe locuri, impunerea de către religii, pot să spun, dogme, tipare, știi? Asta e înainte sau după, sau nu, în timpul Anunnaki? În timp, după. După ultima intervenție? Cam da, vorbim de, mai întreba, știi, ce se întâmplă pe Terra când ei aveau deja un corp fizic. Corp, da. Da, la nivel de planetă, la omenire, deja începea stăpânirea, știi, impunerea cu forța unor dogme. Dogme, da. Peste tot. Era o mișcare, observ, energetică. Aceștia aleg un loc anume pe Terra? Sau egal? De cine mă întrebi? De această colonie. Din prima dată s-au situat acolo. De ce? Percep iarăși mineralele din sol. De ce sunt importante aceste minerale? Observ acest cu canal, pot să spun, care s-a rămas mult timp deschis cu cei de Sirius. Sirius? Au venit mult timp și s-au extras din solul de pe Terra minerale, metale, care nu prea le mai nu aveau unele, nu le regăseau la ei și îi ajutau, mai ales la metale, aur, observ. Cu ce îi ajuta aurul? Îl transformă în energie pură. Dar nu aici. Nu aici, am înțeles. Energie pură. Și la ce folosesc această energie pură? Tehnologii vorbind, se pot deplasa odată și crea. Aurul este foarte bun conductor, îl folosesc ca energie conductoare, îl folosesc pentru combustibil. Nu neapărat să-l mănânce, combustibilul a... Am înțeles, da, navelor. De transport. Da. Bun. Dar se pot, ce observ în prezent, formează din această energie extrasă un fel de sferă și pot intra două persoane și călătoresc prin portaluri. Ce drăguț! Deci se poate. Observ.
observă un paralel când o persoană umană poartă aur în ziua de azi. Se întâmplă ceva energetic? Ai energetic. Vibrațional și unde captez. Da. Ce se întâmplă vibrațional? Foarte puțin pentru corpul fizic acționează, să spun așa, la nivel celular, dar pentru corpul energetic conferă putere, stabilitate. Îți creează o stare. Uh-huh. Care sunt zonele cele mai sensibile ale corpului fizic care pot, în care aurul trebuie purtat și poate potenția această caracteristică? Era să spun că dacă s-ar ști, s-ar folosi. Buricul. Buricul? Trebuie să ne punem inel în buric, pardon, cercel în buric. Dar aurul trebuie să fie puritate, nu... Nu aliaj. Nimic. Uh-huh. Iar în aliaj, observ ce se întâmplă? Buricul și chakra 6, deci chakra 3, ombilicul aici și aici, între ochi. Dacă s-ar folosi sfere de acest metal prețios, ai putea, fără clar vedere și clar au toate astea, să se deschidă meridianele și, bine, printr-o practică constantă, începi să ai alte percepții, de la grosier la fin. Ce alte ai o practică. Ce alte metale sau minerale mai au această funcție pe Terra? Dacă îți vine cea. Cristalul de cuarț, observ. Care au fost și astea extrase de către siriusieni. Dar ei au venit pentru aur. Ca și metal. Mm-hmm. Asta se pare multe civilizații au extras aur. Bun. Mai vezi ceva aici? La metale, minerale? Nu, au și restul importanța lor, dar eu m-am uitat să fie ce deschid energetic. Bun, hai să ne întoarcem la acea colonie care are un corp fizic, dacă de acolo ne-am luat cu aurul. Au un corp fizic, rămân conectați cu Sirius. Observă-le ADN-ul. ADN-ul corpului fizic. Cum îl vezi? Corpul fizic uman. Da, ADN-ul. Observă ADN-ul. Dacă îl vezi diferit, puțin diferit, la fel. Față de cel din prezent nu este un pic mai subțire, pentru că nu mâncau carne. Nu, tot ce înseamnă cu sânge, cu nu se apropiau de așa ceva. De ce? Nu recunosc, însemna omorâre și însemna că se transformă în reptilieni, pentru ei forma aia de canibalism, știi? Și nu au în esența lor să trăiești cu așa ceva. Fiind, am spus mai subțire, deoarece se practica foarte mult meditația. Hrana era mult mai puțină, mai mult prin respirație. Prana? Da. Bun, ok. Nu vreau să întreb aici. Corpul fizic pentru ei era doar o formă de a exista, de a fi. E prea puțin, știi, nu atâta importanță fizicului și materiei. Nu, vreau doar să știu dacă partea subliminală, vorbim de o parte subliminală specifică, care totuși rămâne conectată la un alt mediu, dacă oferă corpului uman, fizic, anumite caracteristici sau nu. Îmi vine finețe, cuvântul, mobilitate mai bună,
suplețe. Finețea înseamnă de, știi? Da. Și îmi vine cuvântul acuitate vizuală, acustică, sunt simțurile dezvoltate mai bine. Da. Percepțiile mai bune, intuitivi. Bine, asta e de altă parte. Nu are o treabă cu fizicul. Iar, bine, în conceptul lor, pe atunci nu existau boli fizice, decât dizarmonie într-un energetic. Asta crea o parte, o boală în fizic. Așa e modul de gândire. O dizarmonie din planul energetic. Dar bolile, uite că dau dintr-una într-alta, au venit într-un timp în care au început interferențele masive cu rasele reptiliene, Draco, cu ăștia. M-am dus pe altă parte acum. Bun, rămân cu ce scop rămân conectați la Sirius? Deoarece veneau constant și prelucrau aurul și îl luau de aici. Cei de pe Sirius, însă da. Ei rămân aici. Da, era o poartă de intrare până la urmă. O civilizație pe care, în care și-au pus bazele aici. Această conexiune se întrerupe sau rămâne activă? În prezent pot să spun că este, cum aș vedea eu, un cablu cu julituri pe el. Mm-hmm. Așa se percepe. Interferența este masivă peste tot. Și la ei. Nu la toți. Dar fiind vorba de un timp foarte mare, ei au preconizat, practic, că timpul lor, chiar dacă au venit aici, știau că la tot așa se va ajunge la o interferență, cunoscând această rasă agresivă a lor, a reptilienilor și a Draco și a tot. Cumva au chestia asta de premoniție. Știu dinainte ce se întâmplă și o predispoziție pe sfera aceasta, dar o iau la nivelul, asta este, un fel de a fi. Genul ăsta, așa, e modul de gândire. Bun. Hai să vedem un pic rasa ariană. Suntem în altă parte a globului aici. Unde suntem aici? Cam unde se percepe în Norvegia, în ziua de astăzi, în zona aceea. De ce acolo? Finlanda. De ce acea zonă? De ce este aleasă? Dacă este aleasă acea zonă? Pentru că fiind o zonă cu un climat înghețat, rece, da, nu poate fi populat de către oricine. Asta a fost mentalitatea. Adică nu se poate amesteca toți cu toți. Bun. Nu suportă ei asta. Acum, câte mii de ani? Da, când ajunge această rasă pe Terra? O să spun 5.000 de ani. Așa mi-a apărut în față. De ce vine această rasă pe Terra? Nu mai au unde să stea. De Pentru ce? Că a fost o autodistrugere a spațiului locativ, o să spun. A fost o autodistrugere și mediul, pentru că trăiesc într-un mediu ca și atmosferă rece, frig, înghețat,
Nu există adaptabilitatea asta la căldură, la temperaturi mai înalte. Ce caracteristici are un arian? Rațional, pot să spun mai mult, logic, gândire logică. Uh-huh. Nu trece prin filtru emoțional, deoarece nu-i caracterizează. Este o înghețare a părții emoționale, chiar dacă trăiesc într-un corp fizic aici. Nu empatizează. Sunt distanți, reci, ca și percepția noastră față de ei. Dar ei se cred, o să zic așa, un nivel superior față de noi. Pentru că ne lăsăm copleșiți de emoții și intrăm prea mult în o empatie și în intersectarea cu celălalt, cu ceilalți, ne consideră un pic murdari genul ăsta când ești intersectat cu celălalt și empatizezi și îți faci schimbul ăsta de... Se produce acest schimb de energie. Caracteristica de bază este a trece prin filtru mental și atât, nu emoțional. Te lovești de un zid. Cum arată acești arieni în forma lor originală? Corpul care și l-au, ți-am zis, când au venit ca formă energetică, au preluat informația din mediu, din univers și și-au creat forma fizică exact aceasta, umanoidă. Da, pentru că au o inteligență, o să spun. Da. Wow. Corpul fizic care l-au este identic al nostru, mai musculos, mai înalt, la 2 metri. Mhm. Uh-huh. 2 metri, 2 și ceva, bărbații. O piele foarte translucidă, percep. Un alb, albăstrui. Femeile, parcă li se văd venele prin piele. Sunt reci ca și că atunci când îi atingi, fi palpabil. Ochii albaștri. Din păcate, pe cine am atins eu acum nu este pur arian, este un hibrid cu vine rasa asta. Tot reptiliană e, dar chiar dacă am simțit ADN de șarpe. Ok. Știi? E o hibridare pe cine am atins eu acum. Un arian pur nu prea mai găsești în prezent. În prezent mai este nimic pur. Nu, ca și esență pură, nu. Din păcate, poate mai găsi, dar n-am căutat. Știi, și ți-am zis, înalți, ochii albaștri, părul este mai mult spre alb. Ok. Culoarea care predomine tot albastru, le place culoarea aceasta. Femeile sunt foarte subțiri, palide. Au vrut să vină aici pe Terra pentru corpul acesta fizic, pentru a da naștere a se înmulți, pot să spun, a perpetua specia lor, pentru că în alte planuri nu se putea menține o sarcină, să zic, să exista schimbul de energie masculin-feminin, să creeze un nou membru. Doar că femeia, fiind prea plăpândă, nu menținea energetic o sarcină să dusă la bun final. Și alegerea a fost bună din punctul lor de vedere, a veni aici, pentru că se schimbă un pic situația. Fizicitatea. Da, fizicitatea, știi? Uh-huh. Sunt practici, sunt inteligenți. Nu
vor să se amestece cu nicio altă rasă, se creează, își creează în jurul lor o barieră energetică. Știi, vorbești cu mine, dar tu de acolo și cam atât. Nu interesează, nu există empatia aia deloc. Nu. Da. Interesant. Din păcate. Da? Sau nu știu pot să spun. Aici au, au părți subliminale? Unii... Da, alții nu. Exact. Unii da, unii nu, mai puțin nu. Mai mult nu, pardon. Dar sunt conștiințe care chiar dacă nu au parte subliminală, nu fac rău. Agresivitatea ca și, vezi, esența lor care este vine în momentul în care se simte agresat. Până atunci nu. Nu vine, bai că mi-a venit mie o idee. Am înțeles. Da. Da. Până atunci nu. Dar și apără teritoriul. Știu că nu este protocolul, dar mă mănâncă limba. De ce obsesia lui Hitler pentru această rasă? Oricum am citit, direct, știam că asta îmi pui întrebarea. Nu o spuneai tu, ce o citeam eu. De ce obsesia lui Hitler pentru această rasă? Obsesie negativă, bineînțeles. Din ce știm noi din istorie, oricum. Ce ni s-a spus. Pentru că el știa că există, că ar fi cea mai pură rasă de pe Terra, neinterferată. Uh-huh. Așa avea el informația, dar nu înseamnă că și era reală. Da? Și de ce vrea să o distrugă? Pentru că să o distrugă, nu. El vrea niște experimente genetice. Nu distrugere, fiind o... rasă pură. Rasă, așa avea el cunoaștere. Fiind o rasă într-un anumit spațiu de pe Terra, vroia din ADN-ul lor, acest vezi, îl atrăgea. Stai că Hitler era interferat. De, da, logică, nu gândea el bine. Așa. Îi atrăgea această caracteristică de rece și tranșant, știi? Da. A lor. Și atunci însemna pentru el stăpânire de sine. Combinată cu agresivitatea reptiliană, vroia să iasă un nou produs. Care, nou produs, se considera că poate ajunge la o perpetuare în masă a globului. Idei, proiecte. Dar Hitler era interferat, nu. Da, bine, să nu aveam niciun dubiu. Toți vor să... Toți vor să facă ceva, să schimbi ceva, să altereze, să hibrideze, să... Vrei să plictisească? Da, când ai început sesiunea, m-am dus cu gândul la... modul de a gândi al lui... cum îl cheamă? Al lui Elon, ca să nu-i dau tot numele, cu să mergem pe Marte, știi? Cum, când mi-ai vorbit de acea colonie care căuta o scăpare. M-am dus acolo cu gândul, zic, ia uite cum istoria se repetă, între ghilimele. Bun. Bine, Elena. Eu cred că nu ne ducem în alte părți, chiar dacă te mănâncă și pe tine limba, lasă așa, mai avem și alte protocoale. O să număr de 1 la 3 și la 3 ești în prezent, cu ochii deschiși. 1. Te deconectezi la tot, de la toți și de la toate. Ești total deconectată de orice fel de informație. 2. Ridici frecvențele, corpul devine mai lejer și din ce în ce mai puternic, iar tu începi să te simți foarte bine, extrem de bine. Și 3. Poți deschide ochii. Mă vezi? Nu mă vezi tu, nu? Nu. Bun, să știi că mă mișc. Înainte să începem, mai vorbi de budism. Na, uite.
Puțin mi-ai vorbit, într-adevăr, dar am vorbit despre asta. De asta am zis. Nu ți-ai dat seama când am zis la început, nu? Nu, da, am făcut imediat conexiunile. Da, bun, am văzut că n-ai zâmbit, zic, cred că și-a dat seama. Bun, vă mulțumim tuturor, sper să vă fie și dumneavoastră de folos și o să ne mai vedem, bineînțeles, și data viitoare. O zi frumoasă, la La revedere! rivedere. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo. O un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì e abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio, Caio, Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo. E chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi, riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi,
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione, e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.